Muzeul de istorie, clădirea care se află în spatele meu, este unul dintre obiectivele Muzeului Național al Bucovinei pentru care pot fi achiziționate din 7 aprilie bilete online. Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinean și Muzeul de Științele Naturii sunt celelalte obiective pentru care pot fi achiziționate bilete de intrare și din mediul online. Totodată, Muzeul Național al Bucovinei este acum prezent pe platforma cultural-turistică buctes.com, alături de celelalte muzee din România, care au ales să digitalizeze biletele de acces. Odată biletul cumpărat și primit de către vizitator, acesta este prezentat la intrarea în muzeu, pe telefon sau dispozitiv fiind scanat pentru validare. Nu este nevoie de prezentarea biletului în format tipărit. Sucevenii cred că este o idee bună. De pildă, așa este foarte posibil să scapi de statul la o coadă. În plus, în străinătate, majoritatea muzeelor oferă de ani de zile posibilitatea cumpărării de bilete online. Ar putea fi o modalitate mult mai ușoară pentru unii care au acces la internet. Mi se pare ok. Totuși, presupun că nu toți știu, majoritatea din orașele mai mari, da, dar cei de la țară e un pic cam greu pentru ei. Pentru aceștia rămâne posibilitatea de a-ți cumpăra bilet când vii aici, numai că există riscul să stai la coadă, nu știu. În general, preferați să vă achiziționați online biletele pentru diverse evenimente sau pentru diverse vizite sau fizic de la locul vizitat, să spunem. Eu, de exemplu, exact atunci, pe moment, de la locul respectiv. Nu, online prea puțin folosesc. Eu online. Eu zic că online ar fi mult mai ok pentru tineretul din ziua de astăzi, să zicem așa. Și pentru a se câștiga timp, poate? Pentru comoditate? Da, și pentru timp, da. De ce nu? Pentru timp. Este o opțiune în plus pentru cei care vor să-și ușureze munca. Vin direct aici cu biletul online, deci mi se pare foarte bine. Scapă de o coadă? Poftim. Poate scapă de o coadă? Clar, dar coadă nu cred că este, dar... Și e un bilet care poate fi folosit timp de 30 de zile, deci nu trebuie să vină într-o anumită zi. A, și mai bine, da, clar. Și mai bine. Un avantaj în plus. Exact, exact. Și mai ales că ar trebui să împingem copiii pentru a vizita aceste puncte, clar. Mi se pare o idee chiar foarte bună, mai ales că unii oameni n-au timp să vină să-și ia și unii sunt la muncă și poate să viziteze în weekend și le este greu. Și mi se pare o idee chiar bună. În plus, biletul poate fi folosit oricând, în termen de o lună. Da, este o idee foarte bună, mai ales că unii pleacă în vacanță, alții n-au timp. E o idee bună ca să putem să venim să vizităm mai multe lucruri. Ce ai vizita între Muzeul de Istorie, Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Științe? Muzeul de istorie, pentru că pot afla multe lucruri. Pentru Muzeul de istorie, pentru cetate, pentru Muzeul Satului Bucovinean și Muzeul de Științele Naturii, se pot achiziționa și bilete online. Cum vi se pare chestia asta? Mi se pare modernă, în timpul modern și foarte eficace, mai ales pentru tineri. Eu am vizitat câteva țări, vreo 60, și oriunde mergi, trebuia să... Erau muzee și este foarte important pentru oraș, pentru țară.